Lăudați să fie numele Domnului! Wow, ce bun ești Tu, Doamne, cu noi! Doamne, Tu ești bun, căci în veac ține îndurarea și credincioșia Ta nu mă va părăsi. Ne închinăm Ție, Duhule Sfânt, Tu ești învățătorul nostru, vino și învață-ne. Avem nevoie în vremurile astea, Doamne, de Tine să ne rearanjezi mintea, sufletul și inima, să ne dai focus, să ne dai viziune clară în ceea ce avem de făcut și în ceea ce suntem chemați, pentru că Doamne, noi credem că tu ești stăpânul vieții noastre. Tu ești la butoanele istoriei și de aceea avem nevoie de tine. Avem nevoie de tine. Doamne, tu ești bun. Căci în veac ține îndurarea și credincioșia ta nu mă va părăsi. Da, Doamne, Tu ești bun, căci în veac ține îndurarea și credincioșia ta nu mă va părăsi. Aleluia! Dumnezeu e dragoste. Aleluia! În mine frică nu mai e. Aleluia! Dumnezeu e dragoste, aleluia, în mine frică nu mai e. De ce? Doamne, Tu ești bun, căci în veac ține îndurarea și credincioșia Ta nu mă va părăsi. Doamne, Tu ești bun, în vaccin, în și credincioșii și ta nu mă va părăsi. Aleluia, lăudați să fie numele Domnului. Adevărul e că nu mă satur să-i cânt Domnului, nu mă satur să-l recunosc, nu mă satur să-l laud, pentru că în laudă îl recunoști pe Dumnezeu și în laudă spui: Doamne, nu-i despre mine, este despre tine. Nu sunt eu, nu sunt eu, ești tu. Mi-aduc aminte că în anii de durere a lui Iosif, probabil atâta de dureros și de zdrobit a fost, uh, pentru uh, datorită uh, vânzării în Egipt, datorită trădării fraților lui, datorită singurătății, datorită faptului că l-au uitat oamenii în închisoare. Dar atunci, când în sfârșit, și Dumnezeu a trimis să-l scoată, Biblia spune că faraon a poruncit să-l scoată în grabă, spune faraon acolo și am auzit că tu știi să tălmăcești vise îndată ce ți le spune cineva. Și eu Iosif fusese atât de zdrobit, eu Iosif fusese atât de, de măcinat, atât a de pus în piu, cum să spune, atât a de șlefui și curățat încât zice, nu eu Dumnezeu. Vreau să mă întreb, oare astăzi mai sunt oameni care să spună, nu eu Dumnezeu? M-au zis că tu știi să faci aia și aia, m-au zis că tu ai înțelepciunea aia, m-au zis că atunci când tu vorbești, wow, ce se întâmplă, să spui, nu eu, Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, trăim într-o într lume, așa cum știți, cu probleme mari. De, de când a fost pământul, sunt probleme pentru că omul n-a ascultat de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne avertizează că în vremurile din urmă zilele vor fi rele, nu bune rele, nu bune. Vremuri teribile, vremuri în care oamenii vor fi atât de iubitori de sine încât vor uita de Dumnezeu, vor uita de aproapele lor. Și în același timp trăim în lumea asta a vitezei, așa cum mi se spune, în care sunt atâtea de multe distrageri din stânga, din dreapta, de acolo, de acolo și fiecare lucru din lumea asta, fiecare vrea să atragă atenția asupra lui. Mai mult diavolul a creat așa un sistemul ăsta de media și online acum în care vrea să-i atragă atenția creștinului de la Dumnezeu, de la lucrurile importante, de la lucrurile cerești și să-l deturneze. De asta suntem preocupați de multe ori nu de priorități și nici de lucruri esențiale, ci de lucruri mărunte. Am auzit odată o poveste despre niște balene din astea mari, am auzit că erau în jur de 40 de balene, am citit un articol care au urmărit niște, um, uh, niște cum să spun, bancuri din astea imense de sardine și, și au lucruri mici, sardinele smicuțe și atâta de mult le-au urmărit și atâta de mult și-au pus ambiția aceste balene să le prind încât au ieșuat toate în Golful Mexic și au murit pentru că au urmărit lucrurile neesențiale. Ele trebuiau să stea la apa dâncă, de multe ori diavolul te face să ieși pe uscat și pe uscat morte, zbasca peștele și zai Duhul. De ce? Pentru că ai uitat să stai în apele adânci ale cuvântului Lui Dumnezeu. A, da, Dumnezeu i-a spus lui Petru du-te iarăși, pune corabia în apă și pescuiește la ape adânci. Dragul meu, nu știu unde pescuiești, dar ne uităm prea mult în curtea vecinului. Și știți ce mi-aduc aminte de ucenici? În timp ce erau preocupați de scatologie, de teologie și de vremurile îndepărtate, îi pun o întrebare în fapte, capitolul 1, Domnul Iisus Hristos spune acolo, deci apostolii pe când erau strânși la oaltă la l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns. 1 cu 7, fapte 1 cu 7, dacă îmi pot spune, citim împreună. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea tatăl le-a păstrat sub Haideți să mai citim o dată împreună înseamnă cu toată biserica. Citim împreună, împreună înseamnă toți, tot trupul Domnului Isus Hristos. Amin. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu știu, mi-aduc aminte când m-am întors eu la Dumnezeu, deja s-auzea că vine sfârșitul lumii și aproape de anii 2000, eram deja la școală, mă dusesem la școală și zic, Doamne, ce fac eu la școală asta? Mai trimis la școală și vine sfârșitul că deja ieși și să mulți din ăștia pe internet cu predicții că anul 2000 vine sfârșitul lumii și își făceau socotel și calcule și ziceam, Doamne, unde mă prinde sfârșitul lumii la teologie în loc să fiu și eu undeva să... soare, mare, mediterană, stau aici și învăț în bibliotecă cărțile astea. Și știi ce? Am continuat să stau și am dat examene și sfârșitul lumii n-a venit. Pentru că numai Tatăl din ceruri știe ceasul și vremea, amin? Nu-i treaba noastră. Vreau să te întreb, oare și tu în povestea asta, te uiți atâta de mult în curtea vecinului și la ce fac alții și la ce fac alții și deschizi tot timpul acest device să vezi cum să învârte lumea. Crezi, cum spunea cineva, că acum dacă intri pe internet și citești știrile, rezolvi problemele lumii. Sau mai rău, crezi că le-ai rezolvat pe toate până la 20 de ani și nu mai nimic de rezolvat. Dragul meu, Biblia te întreabă și vrea să ne învețe care este treaba noastră, care ar trebui să fie focusul credinței noastre, pentru că Domnul Hristos nu vrea ca să fim creștini deturnați, ci creștini focusați, amin? El cu gura lui ne-a spus căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, deci există un mai întâi al împărăției. Noi Tendința noastră este să trăim uitându-ne la alții. Ce face altul? Ce iarbă și-a pus altul? Cum își face altul biserica? Cum își face altul viața? Și tot uitându-ne la alții, trec ani pe lângă noi și nu suntem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim. Vreau să te întreb unde trăiești? În regretele trecutului pescuind în amintiri? Sau ești prins în pânza de păianjena viitorului, absent din prezentul ăsta, total inert, copiii vin la tine, tata, tata și tu nu poți să faci absolut nimic, să le dai nici măcar o îmbrățișare, pentru că tu ești omul viitorului. Tu trebuie să ai grijă cam ce se întâmplă în viitor. Predicții, prorocii, îmi spunea cineva, am un de prorocii, știu ce va veni și dăm voie să te întreb cu ce te ajută. Pentru că Apostolul Petru spune, pentru că Știți că vor veni astfel de vremuri. Întrebarea nu e dacă vin sau nu. Întrebarea e ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Întrebarea e ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Întreabă-ți vecinul ce fel de om ar trebui să fii. Dar nu te uita la mine. Întreabă-ți viitoarea soție. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Vedeți, Domnul Hristos merge mai departe, nu-i treaba voastră, pentru că Tatăl le-a păstrat în stăpânire, dar le spune care este treaba lor. Și în versetul 8, Biblia nu le spune doar ucenicilor, ci ne spune și nouă care este treaba noastră. Citim versetul 8, fapte 1 cu 8, împreună, ca și biserică. Ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Lasă versetul, nu mi-l scoate. Mulțumesc. Voi veți primi o putere, atenție, Duhul Sfânt nu e o putere, e o persoană, dar ne dă putere, amin? Dar puterea pe care ne dă Duhul Sfânt are un singur scop. Care este acest scop? care e treaba noastră? Să fim martori, să fim o pildă. Știi ce înseamnă să fii martor? Spre exemplu, ești un martor când se întâmplă un accident de mașină. Ce înseamnă că ești martor? Ce faci imediat după aia? Te duci acasă și ce faci? De obicei, un martor nu poate să nu povestească. Corect? Băi, să vezi ce s-a întâmplat, am văzut aia și aia și aia. Uite, s-a întâmplat așa, ăla nu a avut dreptate și nu știu ce. El aduce evidențe, e o dovadă vie, dă, dă probe. Uite ce s-a întâmplat, eu cred că l-a greșit, ăla n-a greșit. Un martor, de obicei știi, suntem martori, dar din păcate suntem tot, cele mai multe ori martori al lucrurilor rele. Ce să mai aud în sat? Păi hai să spun. Și începe bârfulița să umble. Dar Biblia spune că atunci când creștinii au fost prigăniți din Ierusalim, zice, mergeau peste tot și erau martori ai Evangheliei, vesteau cu vântul. Vreau să te întreb, ești un martor credibil? Un martor mai înseamnă un om care a fost martor la un eveniment și a fost atât de impactat încât nu poate să nu spună. Ucenicii spune Scriptura că au fost atât de impactați de relația cu Hristos, de modelul pe care Domnul Hristos li l-a arătat, că n-au putut să nu spună, spunea, noi l-am văzut, l-am pipăit, am stat acolo, l-am văzut, l-am văzut cu ochii noștri, am fost martori ai morții, am fost martori ai învierii. Ești o pildă, ești un martor, ești un exemplu, ești un model? Pot oamenii din jurul tău să spună când te văd, da mă, ăsta e un exemplar al cerului în viața mea. Ăsta este un martor al lui Iisus Hristos. Un martor al învierii, ăsta e un martor al faptului că Iisus Hristos i-a impactat viața. Pot oamenii să spună asta despre tine? Ești o mărturie vie? Ești o pildă? Ești o epistolă vie? Așa cum spunea Pavel despre Tit? Vi l-am trimis pe tit? O epistolă vie. Doamne ce îmi doresc să fie o epistolă vie. Să nu mai îmi trebuiască cuvinte să predic Evanghelia. Atunci când se uită oamenii la mine să spună, știu ce am de făcut. Ai tu curaj să spui celor din jurul tău, băi, dacă vrei să-ți crești copiii bine, uită-te la mine. Dacă vrei să fii o soție model, uită-te la mine. Dacă vrei să fii un soț model, după inima lui Dumnezeu, uită-te la mine. Ai tu curajul ăsta, ești un martor, ești un model. Te-a impactat Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, atât de tare, încât tot ce vorbești, tot ce faci, ăsta e focusul tău primordial, vreau să fiu ca Iisus Hristos. Mărturia este prin cuvinte, dar mai ales prin viața noastră. Pentru că dacă nu, atunci oamenii o să spună una zic și alta, fac. Cum să ai cu mărturia? Unde este sarea și lumina? Domnul Hristos ne spunea în Matei 5, voi sunteți sarea și lumina mina, dă-mi voi să spun. Și ce face sarea? În primul rând că sarea de gust. Dai tu gust prin mărturia ta oamenilor de lângă tine? Ești un martor credibil al lui Isus Hristos? Sau să uită oamenii la tine și spun ăsta e un fake? El vorbește despre Hristos ca și cum l-ar cunoaște. Să laudă că îl cunosc, dar îi tăgăduiesc puterea. Dai tu gust celor din jur? Sarea igienizează. Când apar tu în prezența unor oameni care nu-L cunosc pe Hristos, zic că bă, stai să nu mai înjurăm, că a venit pocăitul. Igienizează atmosfera, curățe atmosfera. Ce mai face sarea? Păstrează, încetinește procesul de stricăciune. Ești tu omul ăla pe care când Hristos îl pune într-un context stricat, încep să încetinești procesul de stricăciune, încep ăștia să zică, băi, nu știu de ce, dar când sunt cu tine nu mai pot să fac lucrurile alea. Ești unul care luminează pentru alții sau ești beznă, ești întuneric? Spune Domnul Hristos că atunci când vorbea de faptele voastre, ce? Să le lumineze calea să-și aducă aminte în ziua cercetării. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, care e lumina. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să-l slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Postul spune că ești o pildă, ești o mărturie în generația asta. Pentru că în dimineața asta, Biblia vrea să ne învețe care e treaba noastră. Treaba noastră, spune Scriptura, nu e că la cade sau că la ci uimește-te că tu mai stai în picioare, spune Scriptura. Miră-te că Dumnezeu încă te ține. Dar, dragul meu, noi avem o parte de făcut. Puterea Duhului Sfânt ni s-a dat nu ca să facem noi minuni. Puterea Duhului Sfânt și scopul principal al puterii Duhului Sfânt în viața creștinului nu să vorbească în alte limbi. Este să fie pildă, să, să fie o mărturie. Ci voi veți primi o putere să fiți martori. Știu mulți oameni care au darul, dar vorbi în limbi și vorbesc în alte limbi și nu sunt martori ai lui Hristos, nu sunt un exemplu. Darurile sunt daruri. Darurile nu faci nimic pentru ele. Darurile spun despre el. Mărturia, roada spune despre cine ești tu. Corect? Domnul Hristos spunea, ai vezi cunoaște după minuni. După predici bune. După daruri extraordinare. După semne. Nu? Asta spunea. După cât de elocvent predică, nu, nu, îi veți cunoaște după roadă, după mărturie. Un om care s-a întâlnit cu Hristos, încep să rodească în el. Duhul Sfânt începe să rodească în el și să văd roadele împărăției lui Dumnezeu. Dragul meu, diagnoza este simplă pentru că ne facem în baza cuvântului lui Dumnezeu. Și întrebarea este, ești tu, Sani, trancă o pildă când te uiți în această oglindă care îți spune adevărul? Dacă te compari cu stânga și cu dreapta, s-ar putea să crezi că nu ești un exemplu minunat. Dar dacă te compari cu modelul Isus Hristos, s-ar putea să-ți dai seama, dacă e sincer cu tine, că dai cu multe minusuri. În dimineața asta vreau să te întrebești o pildă. Haideți să vedem ce spune Scriptura despre a fi o pildă, despre a fi o mărturie. 1 Timotei 4 cu 12, dacă vrei să-mi pui, te rog frumos. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea Timotei. Citim împreună. Ci fi o pildă pentru credincioși. În, în! 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 În curăție! Vreau să te întreb, ești tu o pildă în vorbire? Sau mai să strecoară acolo câte ceva, când îți sare țandru, a zice, băi frate, să a ieri am spus și am zis, ce regret, dar ce s-a întâmplat, mi-a sărit țandra la semafor, că unul mi-a arătat nu știu ce deget din la mână și atunci eu am vrut să-l, să, să mi-a ieșit așa pe gură și m-am supărat și știi, mi-a frânat în față, mi-a luat fața, s-a băgat înaintea mea și spun ceva, acolo se vede mărturia, nu se vede când stai pe fotoliu și zbezi spre o dimineață, acolo ești calm. Acolo ești ok, ești în elementul tău. Mărturia ta este testată în încercări, mărturia ta e testată când vine greu, mărturia e ta și mulțumirea ta e testată atunci când finanțele nu-ți mai vin așa cum au venit odată și ți se întristează fața. Sau te bucuri și zici, lăudați să fie numele Domnului, că fie că mor, fie că trăiesc, sunt al tău. Nimeni să nu se disprețuiască, ci fie o pildă, fie o mărturie în vorbire. Dragii mei, ăsta e versetul anului pentru mine mă strădui cu tot din adinsul, vă spun sincer, mă strădui cu tot din adinsul și mă lupt și mă port aspru cu trupul meu să fiu o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Ești o pildă în aceste cinci elemente. Tit 2 cu 7, Tit 2 cu 7 și dă-te pe tine însuți o pildă. Vedeți că în Timotei cuvântul cheie este... Care este? Fii o pildă. Ia uitați ați tit care este. Și dă-te pe tine însuți o pildă de fapte bune în toate privințele. Vreau să te întreb. Ești o pildă de fapte bune în toate privințele? Da sau nu? Sau ești doar în unele privințe, ești doar când ai chef, ești doar când ți se face ție bine. Ești o pildă bună în toate privințele sau doar când cineva îți face un serviciu. Atunci întorci și tu serviciu și zici. Dar ce se întâmplă atunci când unul spune piedică pe autostrada vieții faci pana din cauza că el ți-a aruncat o pioneză și începe să se ridice în tine firea și să-și ceară drepturile. Mai ești o pildă în toate privințele? Iar în învățătură dă dovadă de curăție și de vrednicie. Doamne ajută-ne, amin? Vreau să spun o întrebare și fionesc cu Dumnezeu. În care privință nu ești o pildă? Haideți să ne gândim, hai să nu trecem așa repede pe lângă cuvântul Lui Dumnezeu. Vă promit că o să termin la fix, ca să nu vi se răcească așa. Dar și dacă nu o să termin la fix, o să mă iertați astăzi. Că nu e important leve și e important cuvântul lui Dumnezeu. Și e important să auzim strigătul Scripturii de generații. Fiți o pildă, fiți o mărturie. Asta e treaba voastră, să fiți martori! Biblia ne arată exemplu Paulin, dacă zici Hristos e prea mare standardul, hai să mergem la Pavel să vedem cum a fost. Pavel a fost și el om. Credeți că Pavel a fost un superstar? Un supra-om? Cine crede asta aici? Eu nu cred. Cred că a fost om ca și Ilie, ca și Moise, cu aceleași slăbiciuni ca și noi, cu aceleași probleme ca și noi, cu aceleași frici și temeri ca și noi. Și a, uita ce spune 1 Timotei 1 cu 16, dacă pun să-mi pui 1 Timotei 1 cu 16, văd că te miști repede, Domnul să bine binecuvânteze. Amin. N-ați zis amin. Amin. Doamne, fă o pildă pe tânărul de la versuri. Amin. N-ați zis Amin. Deci nu știu ce e cu voi. Oameni buni, când se zice ceva bun, spuneți Amin dacă sunteți de acord. Doamne, dă sănătate. Amin. Și la vremea potrivită o soție după inima ta. Amin. Aude-L ce zâmbește. Lăudă să fie, da. E mic, e mic, dar crește. Noi trebuie să ne rugăm de acum pentru partenerilor de viață. Amin. Ia uita ce spune Timotei 1 cu 16. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate unde? În mine! Nu mai căuta în alții. Păi, dar ăla de ce nu face? La de măi, omule, nu-i treaba ta aia, treaba ta ești tu! E mărturia ta înaintea lui Dumnezeu! Să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, citim împreună ca o pildă! Vedeți cuvântul cheie okay, din nou celor ce ar crede în el în urmă să capete viața veșnică. Știi când am citit versetul ăsta, te rog să mi lași, m-am gândit, mă, tu dai seama că datorită mărturiei mele pot să meargă oameni în Tu zăi dai seama că dacă eu nu trăiesc o pildă și o mărturie și sunt un schizofrenic pocăit, adică una zic și alta fac, eu trimit oameni în și Dumnezeu mi va cere sângele lor din mâna mea? Voi vă gândiți câtă responsabilitate este pe noi? Voi vă gândiți ce responsabilitate ai? Că nu te-a chemat Hristos să investi pe oameni cu să se îmbraceți să un cot costum vestimentar, ci să fii un martor al învierii, să vadă în tine semnele învierii, să-L vadă în tine pe Iisus. Vești o pildă. Uite de ce Pavel spune că a primit harul și îndurarea. Harul și îndurarea am primit-o să fiu un martor, pentru că eu prin mine însumi nu pot să fiu. Dragul meu, tu nu poți să fii martor prin puterile tale. M-am chinuit, credem mă prima săptămână după ce m-am întors la Domnul, atâta m-am chinuit, m-am chinuit, m-am chinuit, m-am chinuit. Ah, ce m-am chinuit. Și am terminat un pachet de țigări pe zi. Și m-am dus la pastor și am zis, mă frate, mi a zis că nu trebuie să fac nimic, doar să aștept așa să cadă din ceruri. Și nu funcționează. Dar zice, da, te-ai pocăi cu M-am pocăi cu adevărat. Dar n-am renunțat la viața mea veche. Pentru că Hristos nu vrea oameni care să doar să creadă în El, ci vrea urmași, oameni care să-L urmeze. Vreau să te întreb, tu te-ai pocăit cu adevărat? Tu ești un urmaș al lui Hristos sau unul doar care crezi la nivel mental? Cred în Iisus Hristos! Spunea păstorul Tibi, 99,99% ,99 de români, cred în Dumnezeu! Dar vreau să te întreb, ei trăiesc după standardele lui Dumnezeu? Da sau nu? N-au ce spuneți? Păi și eu eram ortodox, dar nu prea. Îmi spunea mama că m-am născut ortodox și am realizat că m-am născut păcătos, nu ortodox. Dragii mei, nu ne naștem ortodox, nu ne naștem. M-am născut pentecostal, să ești sigur? <gânghe> m-am născut baptism, m-am născut, nu, te-ai născut păcătos. Un păcătos în nevoie de harul lui Dumnezeu și atunci când harul, primul lucru care îl face în viața mea, mă învață să o rup cu păgânitatea și cu poftele lumești, dar lucru care îl face și mai tare, e că mă ajută să fiu o pildă, o mărturie. De asta nu pleca la drum singur. O, oh, mi-am propus să fiu un soț model și știi ce am dat-o bară. Normal, pentru că ți-ai propus. nu e rău să-ți propui, dar e important pe cine te bazezi. Când pleci la drum nu te bizui pe tine, bazează-te pe Harul lui, amin? Obiectivele sunt bune, ținta e bună, planurile sunt bune, viziunea e bună, dar cu ce pleci la drum? Pleacă cu Dumnezeu. Ia uita ce spune Pavel, că el a har ca prin pilda celor ce ar crede în Hristos, prin pilda lui... În urmă să capete viața veșnică, cu alte cuvinte, oameni buni, El ne, ne face să ne trezim. Oamenii să uită la voi. Oamenii privesc la voi. Oamenii, spunea odată un om al Dumnezeu, D.L. Moody, din 100 de oameni, numai unul citește Biblia. 99 din aia 100 îi citesc pe credincioși. 99 să uită la tine. Ăia n-au timp să citească Scriptura, dar să uită la tine să vadă dacă ce spui și ce scrie acolo tu împlinești. Și ești un martor veritabil, autentic sau un fake, un fals? Vreau să te întreb, vrei să fii un fals și să-i duci și pe alții în rătăcire? Sau vrei să fii un martor veritabil? Cine vrea să fie un martor veritabil, autentic? Amin. Domnul să ne ajute. 1 Tesaloniceni 1 de la 6 la 7 în voi, voi înși v-ați călcat pe urmele mele. Incredibil. Voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului Isus Hristos. Wow. Întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns, citim împreună, o pildă. Pentru toți credincioșii și din Macedonia și din Ahaia. Mai punem puțin versetul de înainte, te rog. Ia uitați care e procesul. Voi și v călcat pe urmele mele. Băi, se greu să fii ca Domnul Iisus Hristos? Că să știți aici, un martor al învierii în biserica asta. Fii măcar ca pastorul Tibi, ia o pe urmele lui și urmele lui te vor conduce la Hristos. Fă ceva, nu te descuraja. Dar uite care e procesul, a pe urmele mele, cu alte cuvinte, ați venit după mine, ați urmat, ați fost urmași. Vezi tu, un martor credincios, un martor al lui Hristos, un martor al învierii, e unul care urmează, care merge după Hristos, nu e unul care doar crede la nivel intelectual, vine să stă la biserică în fiecare duminică și după 20 de ani e la fel de rău, la fel de mult bărfește, la fel de ochi grăoare, la fel de ca la început, are ochi cură critică pe toată lumea. Bârfește, arată cu degetul. Nu s-a întâmplat nicio transformare în el pentru că el n-a înțeles. Credința mentală nu te salvează. Credința adevărată are fapte, are picioare, are merge și merge după modelul Cristic. Ați mers pe urmele mele pentru cât ați primit cuvântul în multe necazuri. Atenție, ați mers pentru că ați primit cuvântul. Ați mers pentru că ați primit cuvântul și Duhul Sfânt va da bucurie peste măsură de mare și de asta ați ajuns o pildă. De asta ați ajuns o pildă. Ați primit cuvântul, ați mers după mine în încercări, Duhul Sfânt va da bucurie și ați ajuns o pildă pentru toți. Că voi nu vă plângeți când vin încercări, voi îi mulțumiți lui Dumnezeu, voi știți să vă bucurați în necaz când oamenii se uită la noi și ne plângem, s-a tăiat șeful mie de lei din salariu și plângi și te zici că a venit sfârșitul lumii. Era o soră, mi-aduc aminte la Baia Mare, la noi acolo unde am stat eu 12 ani și într-o zi o văd atât de tare lăudat pe Domnul că am zis, bă, sigur, fac o mărire de salariu, v-am povestit de ea. Și când mă duc să o întreb soră, dar ce ai primit? Zice, ha, nu știi tu, mi-o tăiat șeful din salariu. Dar laud pe Domnul că nu șeful e cel care îmi poartă de grijă. Domnul e Domnul care îmi poartă de grijă! Wow! Ce lecție mi-a dat în dimineața aia, sora! Domnul e Domnul care îmi poartă de să-mi dea mai puțin sau mai mult. Mie Dumnezeu îmi poartă de grijă. Amin? Nu șeful, nu sistemul, nu guvernul. Dragul meu, citim faptele apostolilor 20 cu 35. Este un verset cheie care vreau să-l citim cu atenție. Împreună ca biserică. Lăudați să fie Domnul lăudați să fie Domnul. În toate privințele v-am dat, nu vă aud. Citim trei oameni din cât suntem aici, 2 300, 400 sau cât sunt. În toate privințele v-am dat o și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Lasă versetul, te rog, în toate privințele, vedeți încă o dată, în toate privințele, în vorbire, în dărnicie, în răbdare, în delungă răbdare, în stăpânire. Eram odată la o conferință, nu mai știu pe unde, și ne-au invitat frații la masă și știți cum e la români, mâncare multă, să uită dacă nu mănânc, să supără pe tine, și acum noi nu mâncăm așa porții mari, dar atunci am zis, bă, hai mai luăm și noi câte o prăjitură în plus, că nu, no, gazdele, asta a încercat-o, frate, să ne asta a mai... Și am ajuns după aia la biserică toți și eram toți cu... Și cântam, Doamne, Tu ne ești de ajuns. Noi în orice încercare ne stăpânim pentru că suntem ai Tăi. Mă gândeam, ce stăpânii, ce cântăm aici, frate, că la masă am rupt, am spart toți masa. Am mâncat până n-am mai putut. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, stăpânul meu, fac ce-mi spui doar Tu. Care ți, ți fac, că am băgat în loc de o cafea, trei cafele. În loc de, de un pahar de cola cu limită, am băgat șase. Ce cântăm aici, ce vorbim, care pildă, ce stăpânire. Doamne, eu mă stăpânesc că ce-am învățat de la Tine, cum să te urmez. Sigur. În toate privințele v-am dat o pildă, incredibil, în toate privințele. Doamne, ajută-mă ca în toate privințele să fiu o pildă. În vorbire, în purtare, în curăție, în dragoste, în credință, în creșterea copiilor, la locul de muncă, ca și student, ca și elev, în relații cu ceilalți, să fiu o pildă. Vrei să fiu o pildă, da sau nu? Amin. Vreau să te întreb Filipen 3 cu 17 dacă poți să mi-l pui. Când am citit versetul ăla, vă spun sincer că am căzut tot, am, am căzut ca și secerat în casă, în genunchi și am început să plâng și am zis, Doamne, voi putea și eu să spun ca omul ăsta, ca Pavel Filipen 3 cu 16, 17, scuză mă Poți să spui așa ca el, urmați-mă pe mine, fraților. Poți să spui surorilor, urmați-mă pe mine, surorilor. Poți să spui tu, soțule, soției tale, urmează-mă pe mine, draga mea, că eu îl urmez pe Hristos. Se uită la tine și zice, mă, mă ai uita ce ai zis dimineața, acum faci pe Sfântul. Postul tu ca soție să zici, dragul meu, urmează-mă pe mine în camera de rugăciune în odăiță, uite copiii s-au culcat, e ora 11.30, 12.00, hai să intrăm. Uite ce zic, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în... Dragii mei, voi vedeți că Pavel Apostolul, a fost mai interesat decât să dea teologie și doctrine biblice de pilda și modelul care l-a lăsat? Voi observați asta? Scopul vieții lui a fost să-l emuleze sau să-l copieze pe Hristos și să lase lui Timotei, lui Tici și următoarelor generații un model frednic de urmat, fără cusur. Urmați-mă pe mine, Doamne ajută-mă, aștept ziua când pot să-mi spui așa ceva. Aștept ziua când pot să spui așa, Beni, când pot eu să spun, când Adina pot să spui așa, când Dani pot să spui, urmați-mă pe mine, Radu când poți să spui, urmați-mă pe mine și eu aștept ziua când pot să spun. Dar sincer să fiu, nu știu dacă astăzi sunt pregătit să spun asta. Câți dintre voi puteți să spuneți asta cu mâna pe inimă să zice, da, am fost pildă în toate privințele, fără cusur, familia au văzut, biserica au văzut, domnul a văzut, vecinii au văzut, nimeni nu poate băga de vină. Pot să spui asta? Deci cu alte cuvinte mai avem de lucru. Spune-i vecinului, mai avem de lucru. Nu te uita la mine, spune-i vecine că e lângă tine. Mai avem de lucru. 1 Corinteni 4 cu 16. 1 Corinteni 4 cu 16. Ia să vedem ce scrie aici, ce ne învață Domnul. Citim împreună versetul ăsta. Radicală e Scriptura. Ne provoacă Biblia, lăuda să fie numele Domnului. 4 cu 16. Citim împreună. De aceea, vă rog să călcați pe urmele mele. Cu alte cuvinte, nu după predicile mele, nu după cât de elocvent vorbesc eu, nu după cât de tare sunt în Duhul, nu după cât de tare lucrează Domnul cu semne și minuni. Urmați urmele mele, pentru că urmele mele merg după Isus Hristos și las urme care conduc la Domnul. Eu vreau să te întreb, lași urme care conduc la Domnul sau lași urme care conduc la tine? O lași urme care duc la chipul lui Hristos sau lași urme care duc la chipul acestei lumi? Știți povestea aia cu tatăl ăla care avea șapte copii și nu putea să-și găsească, nu închiria nimeni o garsonieră sau un studio din ăsta pentru că erau prea mulți, și la un moment dat s-a gândit el știu ce am să fac. Și într-o dimineață îi zice la soție: "Auzi tu, ia șase din copii și du-te cu ei la cimitir. Unul le iau cu mine, mă duc să caut chirie." Și s-a dus să caute chirie și uh, îl întreabă proprietarul: "Câți copii aveți?" Zice: "Unul cu mine, șase și o soție sunt la cimitir." Dar și asta îmi pare rău. Dacă aveați așa mulți, nu cred că vă închiriam, dar pentru că aveți doar unul, vă închiriez. Închiriază apartamentul și copilul să zice, vezi fiul meu, așa se face. Și fiul să zice, da, tată, de o să mă fac politician. Dragul meu, Dumnezeu vrea să fie o pildă. Degeaba predici dacă nu trești. Copiii se uită la tine, copiii se uită la ce faci, oamenii se uită la ce faci și știi ce? Ei trag concluzii. Bă, ăsta cu adevărat e pucăit. Pentru că l-am săcrit atâta și nu m-am jurat niciodată. Pentru că le-am pus piedici și niciodată nu s-a supărat. Pentru că atunci când și-o pierdut locul de muncă, ăsta au venit să-i cânte lui Dumnezeu la lucru, mă omule. În ultima lui zi, ai cântat, Doamne, tu îmi porți de grijă, tu ești cel care îmi de grijă. Ăsta nu se supără, mă omule. Nu știu ce-i cu ăsta, e din altă lume. Ești tu din altă lume? Ești tu ca omul ceresc? Să uită oamenii la tine și sunt wow m au auzit o poveste cu unul din mari oameni ai trezirii, John Wesley, mergea cu trenul în Londra și la un moment dat un doctor de la Cambridge s-a pus în fața lui și spune Domnule Wesley, mă simt convins de păcat în prezența dumneavoastră. Nici n-a zis cuvinte, dar prezența lui Dumnezeu și trăirea lui și mărturia lui vorbea. Îmi place ce spune Pavel, de aceea călcați pe urmele mele. Doi tesaloniceni, 3 cu nouă. Doi tesaloniceni, trei cu nouă. Sper că vă notați referințele astea și să le studiați acasă în liniște cu Duhul Sfânt. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Dragul meu, dai tu o pildă fraților tăi vrednică de urmat. Îmi spunea cineva, băsani sincer, sunt cu tine, sunt onest și transparent. Bă, frate, am fost o pildă până la împărțirea pământului. Bă, la împărțire parcă a ieșit monstrulețul din mine pentru 10 centimetri ne-am certat. Zic de ce? Contează 10 centimetri când Dumnezeu îți dă o veșnicie? Deci nu știu, acum știi tu cum e treaba asta cu împărțirea cu frații, că zici că nu te ceri, te duci cu toate gândurile bune, am postit, m-am rugat înainte. Dă, dar nu supor nedreptatea, mă. Dacă aici trebuie să fie și tu mi-l pui, n-am suportat. Dar zic, dar Biblia spune să lași pierderea să fie la tine. Și să rămâi în pace, păstrează pacea. Dragul meu, te încurajez să fii o pildă. Eu cunosc un caz în care o trebuie să împartă moștenirea în patru și nu ieșea nicicum decât dacă unul dintre cei patru era nedreptățit. Și până la urmă, cel mai mic dintre cei patru a zis, luați voi ce vă place și lăsați-mi mie ce nu vreți. Pentru că pentru mine e mai important să rămânem frați și surori, să fim o pildă și să rămânem în pace. Și așa au și făcut a luat fiecare ce a vrut și persoana respectivă a rămas cea mai mică bucată, cea mai urâtă, cea mai nelocuibilă, cea mai, cea mai, cea mai. Dar pentru persoana asta a fost mai important cerul decât pământul, a fost mai importantă pilda. Dragul meu, vreau să te provoc în numele Domnului să fii gata să lași pierderea la tine pentru că Dumnezeu poate să-ți dea mult mai mult. Să știi că am experimentat și eu de puține ori, nu de multe ori, când pierderea a fost la mine, Dumnezeu a dat cu mâna mai largă, a zis, lasă-l pe lot să ia ce crede el, că eu sunt Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov și când te bine eu, crește, amin? Nu uita că ai un Dumnezeu mare! Când Lot s-a despărțit de Avram și a luat câmpiile bine udate ale Iordanului, a luat cele mai bune pământuri, Domnul i-a zis lui Avram, am o veste pentru tine. Mă bucur că te-ai despărțit de Lot, că acum pot să-ți dau și o promisiunile. Hai să-ți spun ce am să fac cu tine și sămânța ta. Dragul meu, Iacov 5 cu 10. Ne spune Scriptura un cuvânt și ne dă un exemplu aici. Frații mei, spune Scriptura. Citim împreună. Luați ca pildă de suferință și de pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Nu am timp astăzi să mă leg de capitolul proroci, cu toate că știți că am așa o afinitate personală față de lucrarea asta. De proroci ăștia falși mai ales. Dar uite ce spune acolo. Prorocii adevărați sunt scoși în evidență de două elemente. Care sunt? Suferință și... Dragii mei, voi știți că semnele apostoliei lui Pavel nu au fost semnele și minunile? Apostolul Pavel să descrie pe sine și își prezintă CV-ul la presiunea oamenilor și zice Dragii mei, v-am arătat semnele apostoliei mele prin îndelungă răbdare. Primul semn al apostoliei a fost îndelungă răbdare. Dă-mi voie să întreb. Cum stai cu răbdarea? Lasă-mi de lungă răbdare. Asta te întreb doar cu răbdare. Că este răbdare, în de lungă răbdare și răbdarea sfinților. Trei stadii. Pe unde ești? Luați pildă de suferință și răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Care este modelul, modelul tău? Nu știu dacă ți-ai ales un model din lumea asta. Eu, înainte să mă întorc la Dumnezeu, credeți-mi, am avut un idol. De fapt, mai mulți am avut idolii aia de la Biserica Ortodoxă, da? Sfinția la care mă închinam și am avut și idolii ăștia din lumea seculară, anume pe brucele, regele caratelor. Și tot timpul mă uitam la el, mă îmbrăcam ca el, mâncam ca el, mâncam numai orez. Deodată mama mea zice, mă omule bun, zice, tu ești născut în Moldova, în loc să mănânci barabule, ai, tu te-ai dat pe orez? Nu mai orez, în fiecare zi orez, 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 orez. Mâncam cu creion, cu pălea, cu sticurile alea, cum se numesc, de lemn. Începeam să, să fiu, să fac e ca el. De ce? Pentru că el era modelul meu. Îl limitam îmi zicea lumea pe stradă, bruzului cel mic. După ce m-am întors la Domnul Isus Hristos, mi-am dat seama că mai am ales modelul greșit. Am găsit un alt model mai bun. Un model care e non-violent un model care vorbește frumos, care vorbește de o lume pe care pot să o moștenesc, un model care și-a dat viața pentru mine pentru că m-a iubit. Bruzli nu mi-a dat nimica. și îmi place acest model și vreau să citim despre el. Roman 15 cu 5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acele asemțăminte unii față de alții, după pilda lui Iisus Hristos. Vreau să te întreb, care e pilda ta când faci sunet? Care e pilda ta când spui versurile? Care e pilda ta când sujești pe scenă? Care e pilda ta când te trimite păstorul la șmotru, la toalete? Care e pilda ta? Care e modelul tău? Care e modelul tău? O faci cu, bă, frate, numai pe mine mă pune ăsta și a pus pata pe mine în loc să vadă talentul în mine și darurile Duhului Sfânt, să mă pună pe scenă, să-mi dea un microfon să-mi pună un amvon în față, ăsta mă trimite la spălat de vase. Care e modelul? tău? zice acolo să vă facă să aveți acelea simțăminte, nu după cum simțiți voi de luni până duminică. Nu după ce simți tu că sentimentele tale sunt, cum spunea și păstorul Tibi, un rollercoaster. Dacă te după sentimente o să faci naufragii, dragul meu. Ci după pilda lui Hristos. Vreau să te întreb, ții tu pilda lui Hristos înaintea ochilor tăi în fiecare zi? Să ruga un om al lui Dumnezeu, un om care îl, pur și simplu mi-a atins, mi atins inima mărturia lui și mărturia fiului său despre el. Spunea atunci când tatăl meu predica, pentru că tatăl meu era un om al rugăciunii, iubea oamenii, dar când predica, oamenii veneau și să predau înainte să-și termine predica. Și omul ăsta al rugăciunii avea o rugăciune și zicea, o, Doamne, nu mă lăsa să pierd din vedere pe Iisus cel răstignit nu mă lăsa pentru că în ziua aia s-a terminat cu mine. Vreau să te întreb, ce ții în fața ochilor tăi? Următoarea casă, următoarea viziune despre dezvoltare personală, despre cât de mare o să fii tu și la câți oameni o să vorbești? Sau ai în vedere pe Hristos și îl și înviat? Ai modelul Fiului lui Dumnezeu? Ioan 13 cu 5. Domnul Hristos spune așa, pentru că eu v-am dat, cu, cu șase te rog, Cred că am greșit o referință. Stai un pic? Eu am 13 cu 5. Eu l-am, eu 13 cu 5 aici trecut. Pentru că eu v-am dat o pildă, oricum știți versetul, probabil că avem traducerile diferite. Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Domnul Hristos să pleacă, ia ligianul, ia prosopul, le arată ucenicilor încă o modalitate de slujire și zice, oameni buni, spălați-vă picioarele unii altora în dragoste. Ce înseamnă să speli picioarele? Nu înseamnă să vii cu ligianul la biserică și cu cicla de apă plată aia. Poți să o faci, dar nu despre ea vorbește de Hristos. Acolo e de un... Model de smerenie, acolo el s-a plecat mai jos decât toți ucenicii, acolo el, Dumnezeu, s-a pus sub tălpile lor, acolo el, Dumnezeu, a fost gata să arate că e cel mai mic dintre ei și cel mai neînsemnat. Dragul meu, sunt multe feluri în care poți spăla picioarele. Odată a venit cineva la un prieten de-al meu și a zis, uite, Domnul mi-a spus ca să-ți uh, plătesc motorina la mașină pentru că știu că pleci în misiune în Ucraina. Așa simt să-ți spăl picioarele. Bam, am rămas șocat când am auzit. Wow! Ce înțelegere faină are omul ăsta. Vreau să te slujesc într-un mod practic în care să avanseze împărăția lui Dumnezeu. Amin? Domnul să ne ajute. Efeseni 5 cu Urmați, dar pilda nu lui Sani Trancă, nu pastorului Tibi, nu lui Ion și Gheorghe, nu lui Bunu și Bunica, că și ei au fost credincioși. A cui pildă? Citim împreună. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. 1 Petru 2 cu 21. Mai este puțin, rezistați. Știu că e greu. Rezistați, răbdare. Și la aceasta ați fost chemat, spune Scriptura. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Iată modelul. Hristos ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele lui. Vreau să te întreb, cât de gata ai să sacrifici tinere viața pentru scopurile cerului? Nu te supăra că sunt așa personal, dar mie îmi place să vorbesc direct. Cât de gata ești tu să ți m-am sacrificat pentru copiii mei și, draga mea, au fost copiii tăi, sacrifică-te pentru alții și atunci te poți lăuda. Pentru copiii tăi te sacrifici natural, nu ne scoate în nou ochii că te-ai sacrificat pentru copiii tăi. Aia o faci natural că sunt copiii tăi. Sacrificiul tău contează, dar contează și mai mult când începi să te sacrifici pentru copiii altora. Amin. Domnul să te binecuvânteze, soră, că te-ai sacrificat pentru copiii altora. Domnul să te binecuvânteze. N-a zis amin iarăși. Doamne, Mulțumesc că m ajut să fiu răbdător. 1 Corinteni 10 cu 13 Și toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele, cum au poftit ei. Contextul știți, evreii erau sătui de hrana îngerilor, mana, și au zis, Doamne, dacă ne duci și pe noi la niște ari picante, că ne-am cansăturat de mană. Și Domnul zice, a, vreți carne, nu sunteți mulțumiți cu ce v-am avut, dă-le preperițe. Și Biblia spune că încă când nu erau nici fierte și cu pene pe ele, le-au început să le muște și s-au transformat în viermi în gura lor. Dragul meu, de multe ori să știi că tânșim și cerem lucruri care, carnea, 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 ce simbolizează preperița carnea, este firea pământească. Cerem lui Dumnezeu, vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia, poftim ca o omidă și mâncăm până crăpăm. Puff! În loc să zicem stop lumii acestea, vreau să învăț din pila acestor oameni pentru că nu vreau să ajung ca ei, nu vreau să ajung cu un om firesc, vreau să fiu un creștin duhovnicesc. Spune-i vecinei și trezește-o, fii o creștină duhovnicească. Alo, rândul acolo, doi tineri, spuneți-vă unul altuia. Fii un creștin duhovnicesc, spune-i, un, uite trezește-l, fii un creștin duhovnicesc. Glorie Domnului, amin! Dragii mei, cred că nu mai este, mai sunt decât trei minute și o să încerc să fac aplicația în trei minute. O să vă dau trei lucruri care Scriptura mi le-a dat mie și le transmis și eu mai departe. Ce să facem ca să fim o pildă în vremea asta în care nu mai există pilde? În care nu mai sunt oameni cu mărturie. Știți care e prima acuzare a celor din lume? Eu am vorbit cu mulți din partea asta ortodoxă, din partea catolică, reformată și știți ce spuneți despre noi? Vreți să știți? Dar mai să vreți să auziți, pentru că eu am văzut că urădenii au așa o mândrie specială. Acum că stau și eu aici, care e mândria? E mândria aia că noi suntem Ierusalimul României, frate Sane. Aici bisericile cele, cele mai tari, cele mai multe, dragul meu, da. Dar nu, vă rog frumos, nu vă pierdeți mărturia. Continuați să fiți Ierusalimul României, amin? Continuați să fiți, dar pentru aia avem ceva de făcut și primul pas pe care trebuie să-l facem să nu pierdem mărturia Aici în Oradea, în Bihor, în România, în Baia Mare, în Turda, de unde ai venit Este să credem pe Dumnezeu pe cuvânt, să credem în puterea Lui Efesen 3 cu 20, unul din versetele mele preferate spune așa Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim cu asta trebuie să încep dimineața. Doamne, cred că e o putere care lucrează în mine, slăvi să lăvi să fie numele, e o putere activă, e o putere vie, e puterea Duhului, sfânt la lucru. Doamne, nu sunt doar eu limitatul ăsta, nu sunt doar eu pumnul ăsta de țărână, e o putere divină, e o putere din altă lume, e o putere dinamică care mă mișcă, în tine e viața și suflarea mea și mișcarea mea. Aleluia! Începe acolo și deja după două minute să văd cum ești de întărit în Domnul. Acționează butonul credinței, problema e că mulți pocăiți creștini, dimineața pleacă. Știți vorba aia, știți că v-am mai spus-o, că sunt două feluri de creștini. Când se ridică dimineața din pat, unii zic, Good morning, Lord! It's morning! Bună dimineața, Doamne, ce mă bucur pentru nouă zi! Și alții zic, Oh, Doamne, e iar dimineața. Dragul meu, cum te trezești? Te trezești crezând în puterea lui Dumnezeu care lucrează în tine în fiecare zi? Spune Scriptura în 3 cu 20, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, unde lucrează puterea? Nu pe lângă noi. Unde lucrează Dani puterea? În? în noi lucrează, slăviți să fie numele. Vedeți, cuvântul cheie noi. Cu alte cuvinte, vino la biserică, vino la adunare, stai în comunitate, stai în trup, că acolo puterea lucrează. E o putere care lucrează în noi. Și poate să facă nespus mai mult, așa mă încurajează versetul ăsta, Doamne, ieri am eșuat, dar astăzi e o zi nouă, bunătățile tale se noiesc, Tu poți să faci mai mult, nespus mai mult decât poate mintea asta mea limitată să gândească sau să ceară, amin? De multe ori, cuvintele noastre sunt puține și sunt și sărace înaintea Lui, nici nu știm ce să cerem. Ii place predica, fetița, uite cum se uită la mine. Parcă o aud, predică, predică, pastore, mai tare. Să audă biserica să fie o pildă. Primul lucru. Crede în puterea lui Dumnezeu, spune veciului. Crede în puterea lui Dumnezeu. Hai să spunem împreună. Crede în puterea lui Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul. Al doilea lucru care trebuie să-l facem. Să nu uităm că El este cu noi și ne ajută în acest proces de a fi martor Dumnezeu a dat totul, Dumnezeu un Dumnezeu darnic, ne dă puterea, ne dă darurile, ne dă Duhul Sfânt, ne dă har, ne dă absolut orice ne trebuie. Și Biblia spune în cu 15 și voi n-ați primit un duc de rovie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm? N-a fost chiar strigă, dar hai să spunem. Mai citim o dată. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm? Aleluia! Simt puterea Duhului Sfânt. Lăudați să fie Domnul. Ne face să strigăm ava Și voi veți primi o putere, fapte, unul cu nou să fiți martori. Vedeți, în procesul ăsta de a fi o pildă, ai cel mai mare partener, ai cel mai mare tată din lume, cel mai bun, cel mai extraordinar, cel mai minunat, e cel care te sprijinește și zice, haide cu mine. Mi-aduc aminte, odată că la uh, campionatele olimpice, cred că știți cu toți povestea, dar vă aduc aminte era un american care a început să alerge și era primul în pole position cu zeci și la un moment dat și-o rup glezna. O călca greșit. Și vă aduceți aminte când tatălui a coborât din bănci la el, a alergat și l-a luat și a zis terminăm cursa împreună. Trecem linia împreună. Tatăl ceresc nu te va lăsa. Terminăm cursa împreună. Asta e ceea ce aud în fiecare zi. Doamne, da, azi am eșuat. Doamne, da, azi am dat pe lângă. Doamne, dar n-am vorbit așa biblic cum trebuia. Ah, ce supărați pe mine. Și Domnul vine și hai, astăzi vom termina cursa împreună. Dumnezeu nu te lasă, e un tată bun. Deci primul lucru, aduți aminte că e puterea care lucrează în tine și crede în el. Al doilea lucru, ai un tată extraordinar pe care îl poți numi Ava, tată. El nu e dușmanul tău, el nu e un dictator, nu e un tată care nu i prezent, nu e un tată neimplicat emoțional, nu e un tată care este abuziv sau dominator în viața ta, e un tată care vine umăr la umăr, te ridică și zice, hai să terminăm cursa împreună. Lăudați să fie Domnul! Deci primul lucru, crede în puterea care lucrează în tine, al doilea, nu uita că ai un tată extraordinar, apasă butonul roșu, strigă Ava când ai nevoie de ajutor, nu te mai lupta singur în viață. Nu te mai lupta singur, striga Ava! Singurul lucru care te poate opri din a striga la avatată, știi, care e? Mândria ta personală. Dar ce mă, frate Sani, eu n-am logic, adică n-am uh, minte în cap să hotărăsc? Bine, fă cum vrei tu, eu spun ceva, eu modelul Sani Trancă l-am încercat deja, până în 16 ani jumate. Faliment total. Modelul Hristos funcționează. Amin. Primul lucru, crede în puterea care lucrează în tine. Al doilea, nu uita că l-ai pe avatată de partea ta și al treilea, să fim credincioși în lucrurile încredințați. Amin. Spune Scriptura așa, voi veți primi o putere, punem, te rog, fapte 1 cu 9, voi veți primi o putere, când Duhul Sfânt se va coborî peste voi și îmi veți fi martori, unde? Unde? În Ierusalim, dăm voi să te întreb, care e Ierusalimul tău? Eu cred că casa ta e primul Ierusalim, familia ta, copiii tăi, Bunicii tăi, primul Ierusalim, satul de unde ești, casa de unde ești. Al doilea, după aia, Oradea, orașul Oradea, Doamne, Iisuse, ajută-mă să ating Oradea cu mărturia mea, să fiu sare și lumină oriunde mă duc, oamenii să audă, da, uite, sunt oameni cerești aici și umblă oameni cerești. Vezi tu, Hristos nu vrea să mergi la marginile pământului, nu vrea să întorci să pui căruța înaintea cailor, începe în Ierusalim. A venit odată un tânăr la mine, vă spuneam și m-a întrebat, măi uite aș vrea și eu să fiu chemat așa să predic, cum predicați voi călătoriți. așa și nu știu ce să fac, să-mi fac sponsorizări pe Facebook, să știe lumea de mine și nu știu ce, și am zis, mă, omule eu nu fac lucrul ăsta, îți spun, dar spun ce fac eu, eu am fost și sunt credincios în lucrul încredințat. Când am predicat la doi oameni, am predicat la doi. Când am cântat la cinci, au fost cinci. Când am fost la zece, am fost zece. Când am fost acolo, n-am avut vizibilitate, nu mi-am făcut reclamă. Când m-a trimis domnul în Transnistria, am fost la ruși în Transnistria. Când m-am dus în Moldova sau la ucraineni, nu m-a văzut nimeni. Am făcut treaba cu ce am avut, unde am fost, cu ce am avut, cât de bine am putut. Și în Dumnezeu, când vede că un om e credincios, îi face culoare. Zic, unde predici tu? Păi ce eu predic la sat. Zici, și am spus, du-te la sat acolo la tine. Fii sare și lumină, predică cu toată puterea și Dumnezeu va fi cu tine. Omule, l-am nenorocit pe ăsta. S-a uitat la mine, s-a întristat fața ca la tânărul bogat. Păi eu credeam că tu îmi zici de ceva platforme mai mari, ceva rețele, să mă înscriu și eu, să ies și eu. Dar zic, ok, există rețele, există platforme, dar nu te ajută, tu n-ai un caracter încă format, o să te distrugă. Pentru că tu nu trebuie să cauți vizibilitate, tu trebuie să cauți să fii un martor al lui Isus Hristos, un martor credibil al învierii și dacă tu nu ești în Ierusalimul tău un martor credibil, nu o să te creadă lumea nici când o să mergi la Oradea, nici când o să mergi în Timișoara. Pentru că toți vor să vadă că ai avut acolo o propășire în loc unde ai fost, amin? Fii un martor în Ierusalim, fii un martor în toată Iudea, în tot Bihorul. Începe unde ești, fii credincios unde ești. Spune 2 Corinteni 6 de la 4 la 8. În toate privințele arătăm că suntem niște vrenici slujitori ai Lui Dumnezeu, prin multă răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în ostenele, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă cine neprihă nirea. În slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. O, Doamne, ajută-ne să fim martori și niște vrednici slujitori. Dragii mei, suntem în fiecare zi chemați să fim martori. Martor nu ești doar duminica la biserică. De fapt, cea mai importantă slujbă începe după ce ne dăm jos de aici și după ce plecăm acasă. Cea mai importantă mărturie e mărturia care o depui în fiecare zi familiei tale. În Ierusalimul tău, în toată Iudea și până la marginile pământului. nu treaba noastră să știm vremurile, soroacele, când murim, știu oameni obsedați efectiv de moarte. Și ne-am zis, mă, soră, hodinește-te, potolește-te, nu-i treaba ma tale când pleci la Domnul. Dar dacă plecați? Păi pleci astăzi dacă Domnul vrea. Dar poate pleci peste 10 ani. O să stai 10 ani să-i dai acestui duc de frică, să-i pui masă în fiecare zi, în loc să te preocupi să fie o mărturie vie. Nu-i treaba ta să te îngrijorezi de cine câștigă războiul Rusia-Ucraina și mai știu o cine, cine să luptă acolo. Nu-i treaba ta să știi ce burse cad, pe, 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 ce predicții financiare. Treaba mea este astăzi să fiu martor prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în mine, având cel mai mare partener pe abatată și să fiu credincios în lucru încredințat. Faci prăjituri, fă prăjituri cu credincioșie și fără rețete bune. Crești copii, crește în frică de Domnul. Aia e treaba ta, să le modelezi calea spre cer ca mamă și ca tată. Ești la lucru, ești pă, șofer, eu știu ce faci, ce muncă ai, îmi spunea cineva, eu sunt doar șofer. Nu ești doar șofer, mă omule! Tu ești un evanghelist sub acoperire în câte stații și benzinerii nu te oprești. Cu câți oameni nu interacționezi? Păi zice cu mulți. Păi vezi, fii o mărturie acolo unde ești, fii sare, fii lumină, pentru că Dumnezeu asta vrea să fim, amin? Ne împreună și cântăm un cântec de final, îl lăudăm pe Domnul cu, cu, inimă bună și cu credincioșie, dar vreau să facem o rugăciune și să răspundem la cuvântul lui Dumnezeu în credință. Vrei tu astăzi să fii o pildă și un martor al lui Isus Hristos? Ai înțeles că asta este ceea ce ne cere Scriptura? Da sau nu? Care a fost cuvântul cheie? Fii o pildă. Deci te rog frumos, nu mai umbla prin lume predicând la altul, fii o pildă. Uite-te la tine și zi, fii o pildă. Chiar acum te rog, puneți degetul pe tine și spuneți numele și zi, Sani, fii o pildă. Nu te mai preocupa tu de curtea vecinului, fii o pildă. Fii o pildă în vorbire, în purtare, în curăție, în dragoste în credință. 1 Timotei 4 cu 12, aș vrea să mai citim împreună o dată. 1 Timotei 4 cu 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. În, în portar, în, în, în curăție. Lasă-mi versetul, te rog. Hai să ne oprim înaintea Domnului și să vedem în care din lucrurile astea, avem nevoie de puterea Domnului. E vorbirea ta? Sau poate purtarea ta? Poate ești bun doar de ochii lumii, dacă ne singur, familia, ești un alt tu. În dragoste, iubești așa sacrificial, ești gata să sari când e o nevoie? În credință? Spunea o soră, mi-e rușine că în pandemie, în loc să încurajez eu vecinii, m-au încurajat vecinii pe mine. Și aia nu cu Domnul, frate, Sani. Dar zice, la următoarea pandemie voi fi o pildă în credință. Zic, soră, nu proroci, ai grijă. Dar dacă va veni, Domnul să-ți ajute să fii o pildă. În curăție, ești tu în curăție la nivel de cuget când te uiți la o persoană sau la alta? Ești gata să judeci, ești gata să poftești ce are altul? Ești în cugetul tău curat? Ești în cugetul tău? Ai tu motivația întotdeauna în mână? O fac asta pentru binele celor din jurul meu și pentru slava Domnului? Asta ne rugăm Domnului împreună și după aceea cântăm.